jucătorului de la Oțelul, reluată, trimisă bine și reluată de, de tânărul Tănase. Matei Ilie, convocat la echipa națională, sub privirile lui Rareș Vindican, bate această lovitură liberă, lung. Graovaț este acolo. Fică, pătrunde bine, Fică, intră la un 2. Fică, în careu, pas la margine și vine șutul în poartă. 1-0, fază excelentă. Cine o fi dat? Djokovic. Djokovic, da, stângul. Acoperit acolo de toți coechipierii. Foarte bine a jucat Fică faza asta. Practic, la el s-a rupt echilibrul al apărării gălățene. A pătruns bine și apoi CFR-ul a jucat ca la rugby pe trei sferturi până s-a creat acel culoar pentru Djokovic. Un șut foarte bun al croatului. El este cel care a inițiat faza. Alin Fică. Încă o dată, pătrunde bine, trece, vine la un 2, se retrage Djokovic și dă excelent o rachetă foarte bine plasată. Bine, nu e chiar rachetă, să nu exagerăm, dar e un șut foarte bine plasat, care îl învinge pe Iustin Popescu. Așa e, fotbalul ratează Tănase cu 30 secunde mai devreme într-o poziție bună. Deschis scorul adversarii. Să vedem pentru